Bună ziua, bine v-am găsit. Data de 18 mai 2023 și a sosit timpul să mai verificăm un pic și coloniile cu puiet văros. Ia să vedem totuși ce găsim pe fund după azi încât suntem a 8-a zi. Asta înseamnă 3 zile. Tratamentul l-am aplicat, eu acum doar o să ridic fund, ridic corpul și să vedem dacă totul este în regulă. Adică să vedem ce cantitate de văros avem după 3 zile. Așa. Și vom estima cantitatea de puiet larvar afectat de această ciupercă. Ia să ridicăm. Hai să vedem că parcă e interesant. Deci aici păsite nu avem așa mult, avem un pic pe fund, mă duc să aduc o măturică. Am adus o mătură și părașul. Și după 3 zile, să zic așa că arată bine. Mai avem ceva, dar parcă totuși arată bine. O să vă zic în de ce zic eu că arată bine. Deci, o să estimez după făraș. Aici văd că e 1. Bun, avem 3. Voi încerca să-i număr hai să facem așa, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hai mare 60 să fie. Tot e bine, dacă e 60, eu pun 80, împărți la 3, încă eu să zic că e bine, fiindcă oricum depunerea de ouă este mai mare decât infecția, dar continuăm tratamentul frumos și vedem ce se va întâmpla. Și cât timp va dura. Bun. Am curățat. Punem la loc corpul. Să încerc să nu turtez niște albine, da. Cred că am reușit. Hai să zicem că e bine. E ciudat că zic că este bine, fiindcă încă mai este puiet văros. Bine o să fie când mai e deloc. Așa. O să mergem imediat și la stupul celălalt. Ăsta aduna. Și vedem.
Și vedem. Să mergem la celălalt. Ziua 8. Mâine este un ciclu complet, adică nu e chiar complet ciclu, ciclu este la 21 de zile, dar să zicem că din momentul în care am început tratamentul, avem 9 zile mâine. Da. Să luăm capacul. Avem aici niște boscheți. Așa. Aici e mai aglomerat cu albină, s-a aglomerat mai bine cu albină, dar să vedem ce-i, care-i treaba. Deschidem fundul. Bun. Asta e greu. Ăsta a adus miere. Bun. Aici surpriza este că mai are văros, o ramă și două rame. Aici probabil au adus în spate. Ăsta se pare că se va vindeca mai repede în o să se vindece înaintea lui celui din față. Dar are miere, a băgat la miere față de data trecută când l-am ridicat. E greu ăsta. Are peste 20 de kilograme. Chiar dacă are puietul văros, acesta văd că o ia înainte. Păi ăsta este scopul, să o ia înainte, să scădem vărosul. Păi să sperăm că putem scăpa de tot de el. Așa. Există și metode extreme de a scăpa de aceste colonii, dar e plin cu miere, cum să... Nu poți folosi mierea la colonii. La om se poate folosi, nu e nicio problemă, dar nu le poți folosi la albină. Pentru a limita infectarea, trebuie să fii precaut în toate privințele. Bine, eu zic că parcă a scăzut un pic, dar nu mă convinge. Trebuie să ne ducem în jos de tot. Acum nu știu dacă o să vă filmez chiar la 3-4 zile despre văroș. Eu voi face același tratament. Suntem în ziua 8. Voi reveni undeva în ziua a 16-a. Cu același tratament, cu sirop, dăm cât mai des posibil. Și să vedem peste încă 8 zile cum vom arăta. Deci acum suntem în ziua 8, voi reveni în ziua 16-a. Bun.
Este o luptă destul de dură, dar trebuie să răzbim. Trebuie să răzbim. Asta este, dacă ne-am pricopsit cu această distracție în stupină, trebuie să ne ocupăm și de ea. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!